Vorbim despre cel mai important și cel mai ambițios proiect de infrastructură rutieră la care s-a lucrat mai bine de un an. În luna mai a acestui an, primarul Slatinei Emil Moț anunța că a găsit soluția pentru a scoate traficul greu din oraș. În premieră o să vă dau varianta pe care noi la primăria Slatina am găsit-o pentru a reduce acest trafic, pe de o parte, iar pe de altă parte să îmbunătățim și să facem un transfer de mărfuri cât mai lejer între tot ce înseamnă platforma industrială și drumul european și viitorul drum expres, care se construiește. Acum 7 luni de zile, când am văzut că nu există altă variantă pentru relocarea traficului greu din zona Artileriei și din zona Cireașov, am gândit un drum de legătură, o centură a municipiului Slatina, care să pornească din zona intrării dinspre Pitești, pe drumul european până 75, în stația celor de la Alro, până în stația celor de la Alro, și să trecem cu el pe lângă municipiul Slatina, să ajungem în zona Prismian, la intrare dinspre drumul județean dinspre Brebe. Acest drum de legătură va avea o lungime de 6 km, cu o bandă jumate pe sens, 3 mari parcări. Și am gândit un sistem de 3 parcări pentru aceste tiruri. În momentul în care nu poate să mai descarce sau se închide programul la fabrică, toate tirurile vor părăsi orașul, se vor retrage în aceste parcări. Am luat legătura cu proiectanții drumului expres și cu proiectantul care a făcut drumul nostru de legătură. Această centură a Slatinei, sau drum de legătură, cum l-am numit noi, între zonele industriale, va avea 2 bretele prin care va urca direct la Brebeni, la intrarea dinspre Brebeni a Slatinei, va intra direct pe drumul expres. Proiectul de lege prin care o parte din terenul Hergheliei Slatina, pe unde va trece centura mediană a orașului, intră în administrarea primăriei, a fost votat atât în Camera Deputaților cât și în Senat și urma să meargă la promulgare la președinție. Numai că guvernul României s-a opus dezvoltării Slatinei și l-a contestat la Curtea Constituțională. Primarul Slatinei, Emil Moț, a lansat un mesaj prin care critică demersul guvernului PNL. Cu puțin timp în urmă vă anunțam cu bucurie că proiectul de lege prin care o parte din terenul Hergheliei Slatina, mai exact cea pe unde va trece centura mediană a orașului, intră în administrarea primăriei, a fost votat atât în Camera Deputaților cât și în Senat și urma să meargă la promulgare la președinție. Joi însă, guvernul României a ales să se opună cu vehemență dezvoltării Slatinei și l-a contestat la Curtea Constituțională, a scris Emil Moț pe pagina sa de Facebook. Atunci când, alături de întreaga echipă a primăriei municipiului Slatina, depuneam toate eforturile necesare pentru confortul cetățenilor orașului nostru, unul dintre aspiranții la conducerea acestei instituții lansa promisiuni electorale și alerga după voturile slătinenilor, în timp ce împiedica materializarea muncii noastre în slujba dumneavoastră, implicit evoluția Slatinei, a mai arătat primarul Emil Moț. Proiectul contestat acum de guvernul PNL este unul esențial pentru degajarea traficului din Slatina. Iată câteva avantaje ale centurii mediane. Conectarea Slatinei la drumul expres Craiova-Slatina-Pitești, preluarea traficului greu de pe străzile Cireașov și Artileriei, facilitarea transportului de mărfuri între cele două zone industriale din Slatina, parcări pentru tiruri și dube, dezvoltarea infrastructurii rutiere a orașului în vederea atragerii de investitori. Din păcate, slătinenii sunt cei care au de suferit de pe urma demersurilor guvernului liberal, deblocarea planurilor de evoluție a municipiului. Candidatul PNL la primăria Slatina, Slatina, Liviu Voiculescu, ar avea un interes direct să împiedice proiectul de dezvoltare a municipiului inițiat de primarul Emil Moț, sperând că astfel ar putea câștiga capital electoral.